Bună seara! Începe emisiunea Conexiuni Economice la TVR Moldova. În această seară vom discuta despre situația pe piața gazelor din Republica Moldova, iar invitatul special este Sergiu Tofilat, expert în energie, membru în Consiliul de Observatori Moldova Gaz, căruia îi spun bună seara și mulțumim pentru prezență și bine ați venit la TVR Moldova! Mersi pentru invitație, bine v-am găsit! Domnule Tofilat, recent Ministerul Energiei a anunțat că securitatea energetică a Republicii Moldova este întărită prin majorarea stocurilor de gaz pentru situații de urgență. Până la 1 octombrie, cantitatea depozitată va crește cu 1,5 milioane metri cubi. Apare întrebarea, mai suntem vulnerabili din punct de vedere al securității energetice? Cea mai complicată perioadă a fost în 2022. Noi am trecut de ea. Deja nu există acel deficit de gaz enorm pe care l-a creat Gazprom pe piața europeană prin stoparea livrărilor către majoritatea țărilor. Deci deja noi am trecut vârful crizei. Situația se normalizează. Deja vedem că și prețurile au scăzut simțitor de vreo 10 ori față de vârfurile din 2022. Deci nu va exista acel deficit, acea criză și panică. Situația a revenit la normal. Vorbeam de stocurile care vor fi depozitate, vor fi și în Ucraina și în România. Cât vom plăti pentru păstrarea lor și când ar putea fi utilizate? Întâi de toate, noi vorbim de pregătire pentru sezonul de încălzire. Deci noi înțelegem că, ok, la consumul total al Republicii Moldova, care era în jur de 1 miliard de metri cubi anual, 80% revine în sezonul de încălzire, iarnă, și octombrie, martie, putem să luăm și aprilie. Întrebarea principală la care trebuie să găsim răspuns este când este momentul potrivit să cumpărăm acest gaz. Așa. Și când este momentul potrivit? De obicei, cel mai rezonabil este să cumpere atunci când gazul este în surplus, când consumul scade, adică vara. Vara. Mai ales că vara și gazoductele sunt mai puțin utilizate și tariful este mult mai mic, plus este exces de gaz și prețurile sunt mai mici față de iarnă. Asta nu înseamnă că nu pot exista anomalii. Dacă iarna este de temperatura mai caldă și scade consumul de gaze, prețurile tot pot să meargă în jos. Și dacă atunci când ai decizie să procuri gaz, de pildă în iunie sau în august sau în septembrie, te uiți la cotațiile care se așteaptă pentru iarnă și vezi că cu vreo 20% mai mari față de ce ai la momentul acela, poate fi situația că temperatura iarna se încălzește și prețurile scoboară chiar mai jos decât ai prețurile în august sau în septembrie. Dar oricum, noi dacă suntem în luna august, septembrie, dacă nu cumpărăm gaz, noi nu știm care va fi temperatura iarna. Exact. Și de ce e absolut logic să facem aceste rezerve în perioada de vară. Pe lângă asta, dacă ne uităm la prevederile legislației europene, țările care au depozite de gaze, ele trebuie să fie suplinite până la 1 noiembrie. Țările care nu au depozite de gaz trebuie să-și facă rezerve, să utilizeze depozitele din țările străine și până la 1 noiembrie să-și creeze o rezervă de 15% din consumul mediu anual. Adică, mă rog, să ia pe ultimii 5 ani, că nu poți să iei doar anul precedent. Deci noi suntem în situația asta a doua și traderul de stat, întreprinderea Energocom, trebuie să facă rezerve doar în mărime de 15%. Dar se discută subiectul, haideți să vedem totuși cum noi procurăm volumele pentru sezonul de iarnă. E logic să le cumperi vara și de aceea se poartă discuții, pentru că deja am ieșit din perioada situației excepționale și nu mai decide guvernul sau Energocomul când se fac aceste rezerve. Obligația de serviciu public de aprovizionare cu gaz a consumatorilor o are Moldova Gaz și ei trebuie să comande volume, să organizeze licitații. Așa, dar cât vom plăti pentru depozitarea stocurilor? Tarifele nu le cunosc exact, dar sunt destul de mici. Deci, nu știu, ceva de genul un euro, nu, pot să mă greșesc, un dolar și jumătate pentru 1000 de metri cubi. Deci nu e asta cea mai mare cheltuială. Costurile principale sunt transportarea, injectarea și extragerea înapoi din depozit. Așa. Trebuie să folosim gazoductele din țările vecine, din Ucraina și din România. Așa, deci tariful de transport este componenta mai mare decât stocarea. Vă rog să ne luminați, să ne spuneți cum se stabilește tariful pentru consumatori. Așa. Tariful este un exercițiu matematic. Se face prognoza cheltuielilor pe un an de zile. Deci 1 ianuarie, 31 decembrie.
Deci aia, primul lucru care trebuie să atragem atenția, că tariful nu se schimbă fiecare zi în funcție de ce se întâmplă pe piață. Și sunt perioade când prețul la bursă este mai mare decât tariful și prețul la bursă poate fi mai mic decât tariful. Da? Pentru că el se schimbă în fiecare zi prețul la bursă. Iar tariful se ajustează fie o dată în an, fie pe parcursul anului, 1-2 ori, nu mai mult. Deci nu poți compara medie zilnică cu medie anuală, este o prostie. Deci ne uităm la componentele tarifului. Sunt costul de procurare a gazului ca să-l aduci pe teritoriul Republicii Moldova, deci inclusiv prețul la bursă plus transportarea, cheltuieli de asigurare, logistică, costul gazului la hotar cu Republica Moldova. Asta e principala componentă. El este stabilit fie în euro pe megawatt, fie în dolari pe mie de metri cub. Ok, convertim cu eficiență de cunoaștere. Deci dacă vorbim de valută, trebuie să luăm și cursul mediu anual. Să ia și un curs de prognoză pe întreg anul. Asta este din prognoză făcută de Ministerul Economiei. Așa, avem costul gazului, rata de schimb valutar, se determină prețul mediu anual în lei. Așa, asta e principala componentă. La care se adaugă tariful de transportare a gazelor, pentru că avem gazoductele magistrale care trebuie să le întreținem. Deci sunt cheltuielile pentru acoperirea... cheltuielile prognozate pentru acoperirea acestui serviciu. Sunt gazoductele de presiune medie și joasă, în raioane, în sate. Ăsta este tariful de distribuție. El se calculează separat de cel de transport, pentru că prin gazoductele magistrale mai există tranzit. Și atunci costurile trebuie împărțite. Ceea ce am consumat noi, achităm noi. Volumele care au fost tranzitate, acele cheltuielile achit țările care tranzitează volumul. Deci tariful la transport, tot timpul merge separat. Deci avem costul gazului, tariful la transport, tariful la distribuție și tariful la furnizare, ceea ce înseamnă citirea datelor contorului, facturarea, call centru, asta e serviciul de furnizare. Este un serviciu creat relativ recent, de prin 2016, pentru liberalizarea pieței. Deci furnizorul nu are gazoducte, nu are treabă cu întreținerea infrastructurii, el deservește clienții. Domnule Tofilat, oamenii care au încălzire autonomă, dar au și țeava la încălzire centralizată, sunt nemulțumiți că plătesc lunar o factură cu un preț mult mai mare. De ce nu s-a ajuns la rezolvarea acestei probleme? Noi am moștenit sistemul de încălzire centralizată din perioada sovietică, care nu permite reglarea temperaturii la nivel de apartament. Deci ceea ce avem noi la moment, furnizorul de încălzire, fie în Chișinău, fie în Bălți, știe doar cantitatea de căldură care a fost livrată la intrare în bloc. Și principala constrângere, cum noi repartizăm această căldură în interiorul blocului. Prima, avem consumul în apartamente și doi, avem consumul în spațiile de uz comun. Fix așa este și la lumină și pentru serviciile de lift. Deci constrângerea principală e cum noi să împărțim această căldură dacă nu avem contoare. Deci în caz ideal, toate apartamentele sunt conectate la sistemul centralizat și toate au contoare și își pot regla temperatura și au apă caldă non-stop anul împrejur, nu trebuie să aștepți jumătate de oră până îți curge toată apa rece din conducte. Deci, practic, avem un sistem de încălzire centralizată la fel de confortabil ca și încălzire autonomă, și mult mai sigur, că nu are fiecare cazan de gaz și acum știi temi cu fie vreo scurgere, vreo explozie, asta-i Doamne ferește. Și în cazul dat, toate apartamentele au contoare, avem contorul la bloc, avem contoarele, suma contoarelor de la toate apartamentele și știm. Aha, de pildă, s-a livrat căldură la tot blocul de, nu știu, 1000 de lei, pe contoare avem 800 de lei, înseamnă că 200 trebuie să le repartizăm, asta e consumul în spațiile de uz comun. Și le repartizăm, nu știu, după suprafața apartamentelor, după numărul lor, cum decid locatarii, în mod normal după suprafață. Până nu de mult exista o tentativă, că se stabilește prin hotărâri de guvern că pentru spațiile de uz comun fiecare va plăti 10%. Pe urmă a fost ridicată la 20%, pe urmă a coborât la 15%, de a fost... Asta e un fel de temperatură medie pe spital. Nu există o soluție ideală prin formule matematice cumva să determini care și cât trebuie să achite. Direcția în care trebuie să ne mișcăm este modernizarea, schimbarea țevilor din bloc, instalarea contoarelor la fiecare apartament, instalarea unui punct termic individual în subsol,
Așa. Care va menține temperatura agentului economic și temperatura la apă caldă pe, la fiecare etaj să fie aceeași. La modul practic, lucrările durează 2 luni de zile și costul per apartament e în jur de 1.000-1.500 de euro. Dar l-ai făcut și ți-ai luat de grijă și asta duce la scăderea consumului de căldură pe tot blocul în jur de 20-30%. Când nu erați la Moldova Gaz, ați realizat mai multe rapoarte în care era vizată compania și ați arătat unde se cheltuie banii și oamenii erau nevoiți să plătească. Acum, de când sunteți membru în Consiliul de Observatorii, mai sunt astfel de situații? Nu bag mâna în foc. Pentru că nu gestionez eu întreprinderea, eu doar supraveghez și solicit informații, adresez întrebări. Ce am observat și care constatări pot să le vociferez? Primul, când venise noua conducere la Moldova Gaz în 2019, ei s-au adresat la organele de anchetă pe câteva cazuri de fraude. Cu asigurările construcției oficiului, dosare nu au fost pornite. Deci managementul s-a adresat, dosarea n-a fost pornită. Procuratura, ce ne-a auzit, dar nu e problemă, acolo noi nu vedem temei să deschidem dosar penal. Și acum eu și împreună cu un coleg de-a meu mai experimentat, domnul Tudor Șoitu, noi acumulăm materiale și încercăm să închegăm tot dosarul ca să nu fie temei că procurorii spună, ei, dar ceva nu ne ajunge, dar nu vedem. Deci noi acum investigăm, practic, fiecare din aceste scheme. Principala constrângere este cu cine din organele de anchetă se poți lucra așa încât lucrurile se miște. Da, dar iată, mă gândeam că avem un guvern pro-european, avem un ministru din domeniu, domnul Parlikov, care este expert anume în energie. Mai există posibilități de scheme, șmecherii? Eu cred că mai există. Repet, nu pot să bag mâna în foc. Investigăm o situație cu licitațiile care le fac filialele Moldova Gaz. Eu am depistat acolo mai multe, hai să le numim, neconformități. Și cred că aici, da, există riscul că se mai au loc careva activități mai puțin ortodoxe, mai puțin legale. Lucrurile trebuie investigate și, da, eu am suspiciuni că lucrurile nu sunt la nivelul la care ne-am așteptat noi. Știu că s-a comentat pe larg subiectul gazelor ieftine pentru locuitorii din autonomie găgăuză. Vă rog să ne spuneți pe cât de adevărat e și dacă e posibil să fie așa. Sunt niște manipulări, niște minciuni. Populiste? Vorbim concret de tovarășul Ilan Șor, care este un reprezentant deschis al Kremlinului. El întâi a promis gaz cu 12 lei, pe urmă a promis cu 10 lei, acum deja, nu știu, cu 6 lei, poimile exact. Spune că vă dau și pe degeaba. Astea sunt doar niște promisiuni pe care el niciodată nu le poate realiza. Și hai să explicăm de ce. Primul lucru, iată, recent ieșise tovarășa Guțul, așa numită Bașcana Găgăuzii, spun așa numită pentru că eu nu recunosc alegerile, ele au fost fraudate. Oamenii au fost pur și simplu mituiți. Deci ea a ieșit și a declarat că iată, noi ducem tratative cu Gazprom și vom aduce gaz la direct și mai ieftin. Primul lucru, Gazprom are un contract cu Moldova Gaz. Așa. Și în punctul 1.3 este scris expres că da, Gazprom poate vinde gaz și la alți furnizori din Republica Moldova, doar la aceleași condiții comerciale ca și pentru Moldova Gaz. Adică formula de preț va fi fix aceeași ca și pentru Moldova Gaz. Nu poate Gazprom da mai ieftin pentru că încalcă contractul. Primul lucru. A doilea lucru. Nu vinde Gazpromul la fiecare consumator. Deci trebuie să ai o companie de furnizare la tarife libere. Nu-i aproba în rea tariful, vii cu cum te înțelegi. Deci trebuie să obții licență. Ei au deja o companie, Șor cu Guțul, avea doar compania asta Nordgaz Furnizare, care povestea că iată o să dăm gaz cu 10 exact. Lei și nu știu ce. Și aici apare o mare problemă. Șor este sub sancțiuni. Da. Și atunci băncile fug de colaborare și de servire a unor astfel de persoane pentru că băncile, ele însele riscă să ajungă sub sancțiuni.
Și în cazul dat, pentru ușor, este o problemă. Cum să deschizi cont la bancă dacă tu chiar ți-ai înființat această companie? Spre exemplu, Nordgaz Furnizare s-a trezit cu situația că băncile au zis că noi nu vrem să vă deservim pentru că voi sunteți controlați de șor. Așa. Deci este imposibil ca Guțul sau șor să-și realizeze și aceste promisiuni și multe alte promisiuni care le-au făcut. Nu vă lăsați manipulați, este pur și simplu o tentativă să vă facă să votați acești populiști. Dacă tot vorbim de Gazprom, recent au apărut în presă despre pierderile uriașe pe care le-a înregistrat concernul. Vă rog să ne spuneți care este viitorul concernului rus Gazprom. Facem un pic de incursiune în trecut ca să înțelegem cum era situația și cum e acum. Gazprom era principalul furnizor de gaze pe piața europeană. Până în 2019 ei au ajuns să vândă circa 180 de miliarde de metri cubi de gaz, 45% din piața de gaze din UE. Pe anul trecut, Gazprom a vândut de vreo 6 ori mai puțin. Și asta a fost o decizie deliberată a tovarășului Putin cu scopul de a șantaja Uniunea Europeană, da, să nu aplice sancțiuni. Putin se gândea că, uite, o să închidem gazul și o să înghețe Uniunea Europeană și o să vină la noi în genunchi să ne roage să ne dăm gaz. Dar nu a fost așa. Această decizie neinspirată a lui Putin a dus într-adevăr la formarea unui deficit enorm de gaze. Da? Deci Gazprom exporta 180 de miliarde de metri cubi, acum exportă doar în jur de 30, sub 30, de 6 ori mai puțin. Acest deficit care s-a format, el a dus la o creștere exorbitantă a prețurilor. Prețurile erau de 10 ori mai mari decât acum. Deci în 2022, noi am văzut în martie și în august, în unele zile, prețul gazului la bursă a ajuns peste 4.000 de dolari, 1.000 de metri cubi. Vă dați seama, 4.000 de dolari. Și asta e exact rezultatul la șantajul lui Putin. Da. Doar că țările europene, inclusiv și noi, da, a fost greu, da, au fost tarife destul de mari, ne-a durut, dar n-a fost mortal. Am rezistat. Și situația s-a normalizat. Deci acest deficit de gaz și această creștere exorbitantă a prețurilor a stimulat alte țări care au rezerve de gaz să suplinească acest deficit. Clar că asta nu se face peste noapte, pentru că trebuie să crești extracția de gaz, trebuie să construiești conducte de la câmpurile de gaz până la terminalele de export a gazului, terminalele LNG. Corăbii nu ajungeau, vapoare care transportă LNG-ul. Deci, de pildă, în 2022, comenzile totale pentru vapoare care transportă LNG au fost de 34 de miliarde de dolari. Deci, da, a durat un pic tot procesul ăsta și acum gazul e suficient deja și, practic, Gazprom nu mai are cum să revină. Dar ar putea afecta situația de la Gazprom, piața energetică din Republica Moldova, pentru că știm că gigantul rus este acționar la Moldova Gaz. Asta nu ne afectează pe noi. În primul rând, dacă vorbim de livrarea gazelor, tot ce livrează la moment Gazpromul după contractul cu Moldova Gaz, vorbim de 5,7 milioane de metri cubi pe zi, întreg acest volum merge spre malul stâng. În schimb, deci noi le oferim acest volum, ei în schimb ne oferă energie electrică la preț mai atractiv. Evident că lucrul ăsta nu poate continua veșnic. Odată acest gaz gratuit se va opri. De ce totuși Moscova este interesată să trimită gaz măcar și gratis în stânga Nistrului? Este schema prin care Kremlinul finanțează acest regim separatist, neconstituțional din stânga Nistrului, pentru a ține Republica Moldova în orbita Moscovei. Să nu ne putem decide de sine stătător politica externă și dezvoltarea țării. Să fie un focar de instabilitate și o pârghie cum Moscova poate influența agenda politică Moldova. Deci ei sunt gata să meargă la aceste livrări pe datorie, de fapt ele sunt gratuite. Deci pentru noi această situație încă mai reprezintă o problemă din două aspecte. Dacă la consumul, la aprovizionarea cu gaz a Republicii Moldova, malul drept, noi deja nu mai depindem de gazul rusesc, cumpărăm gaz de la traderi europeni. Anul trecut am reușit să economisim vreo 60 de milioane de dolari față de prețul oferit de Gazprom. Deci acest mit că gazul rusesc e cel mai ieftin, asta e ficție deja.
Deci, cu stoparea gazelor, Moscova nu ne poate face probleme, nu ne mai poate șantaja. Ca exemplu, în contractul actual cu Gazprom există patru condiții care le permit Gazpromului să rezilieze contractul. Și noi cu succes le-am încălcat pe toate patru. Și Gazprom poate rezilia contractul de la 1 mai 2022, dar nu îl reziliază, pentru că ei nouă probleme nu ne pot face, dar va avea de suferit regiunea transnistreană. Și Putin nu vrea să-și asume consecințele de o potențială criză umanitară în stânga Nistru. Pentru noi ar mai putea exista probleme pe partea de aprovizionare cu energie electrică. Din gazul rusesc, acela gratuit, se face energie electrică la centrala de la Cuciurgan și de acolo ia vine Republica Moldova. Opțional, dacă nu luăm de acolo, trebuie să luăm din România energie. Doar că unica linie electrică, ea intră la sud în Moldova, în Vulcănești, și de acolo nu vine la Chișinău, dar pleacă la Tiraspol. Și apoi, de-abia, de la Tiraspol, liniile vin spre Chișinău. Deci, în principiu, avem probleme aici. Suntem vulnerabili. Ca să depășim această vulnerabilitate, trebuie să construim linia Chișinău-Vulcănești, lucruri care se desfășoară și deja către finele anului 2025, această linie va fi gata și noi vom rupe definitiv dependența de gazele rusești. Domnule Tofilat, deoarece ne apropiem de finalul acestei emisiuni, vă rog să ne spuneți odată cu începerea negocierilor de aderare la UE, care va fi situația în sectorul energetic? În principiu și pe lângă agenda de asociere, pe sectorul energetic se întreprind măsuri ca noi să ne integrăm, dacă doriți, în piața energetică europeană, încă până la aderarea propriu-zisă a Republicii Moldova. Vorbim de implementarea legislației europene care creează concurență, care creează niște reguli să protejeze consumatorul, să fie prețuri veritabile, să fie prețuri competitive, concurență și condiții egale pentru toți. Sigur că asta nu se face peste noapte, durează, dar ne concentrăm pe două direcții, aș spune. Prima este, ca și stat, noi trebuie să creăm infrastructura necesară, să construim linii electrice, gazoducte, ca să nu depindem de un singur furnizor, să putem lua de acolo de unde este mai convenabil. Deci prima este investiții în infrastructură și doi este ajustarea cadrului legal, ca să poți crea condiții, prevederi legale, să fie o piață funcțională, să fie supraveghere decentă și să fie condiții egale pentru toți, ca să avem cât mai mulți furnizori și să fie concurență. Concurența ne aduce prețuri mai mici și ne aduce calitatea a serviciilor. Domnule Sergiu Tofilat, iată că am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența și vă dorim mult succes în toate proiectele pe care le aveți și vă mai așteptăm și altă dată. Neapărat, cu mare drag! Salutare tuturor! Mă numesc Artur Golman, sunt director adjunct a Direcției de Conformitate și astăzi vreau să vorbesc despre câteva elemente esențiale legate de regulile financiare. Așa cum prevăd regulamentele BNM, în fiecare bancă trebuie să existe o funcție de conformitate. În cadrul băncii noastre, funcția de conformitate este asigurată de către Direcția de Conformitate, care este o funcție autonomă de structurile de business, de structurile operaționale și care are drept scop monitorizarea și verificarea activității acestora. Astfel, verificăm identitatea clientului, monitorizăm tranzacțiile, identificăm comportamente neordinare și, în cazuri dificile, solicităm documente justificative pentru a înțelege scopul și natura relației de afaceri. Banca poate să refuze inițierea sau continuarea relației de afaceri în următoarele cazuri. În cazul când nu este posibilă identificarea clientului sau a reprezentantului acestora pe bază de documente, în cazul când nu este posibilă identificarea beneficiarului efectiv, sau dacă clientul declară că va efectua tranzacții din domeniul jocurilor de noroc, activelor virtuale, loterii, tombole, videochat sau tranzacții care implică mărfuri, bunuri sancționate sau care persoane sancționate sau incluse pe listele de embargouri sancțiuni. Noi am avut astfel de situații când am încetat colaborarea cu anumiți clienți conform politicii interne a băncii, deoarece nu a fost posibilă conformarea cu rigorile din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Datorită faptului că banca noastră aparține unui grup din cadrul Uniunii Europene,
unde au fost elaborate o serie de reglementări în materie de sancțiuni internaționale, banca noastră se aliniază la toate sancțiunile elaborate la nivelul Uniunii Europene, astfel respectăm cu strictețe toate regimurile de sancțiuni implementate la nivelul Uniunii Europene. Se solicită documente pentru identificarea scopului, naturii tranzacțiilor, astfel la solicitarea băncii, clienții urmează să prezinte documente justificative pentru înțelegerea scopului, naturii tranzacțiilor, pentru identificarea partenerilor, pentru identificarea traseilor, rutelor, mărfurilor, în vederea evitării implicării băncii în sancțiuni internaționale. Banca își rezervă dreptul să nu proceseze tranzacțiile care implică mărfuri sancționate, entități sancționate sau care ar avea legătură cu acestea. Banca nu tolerează sub nicio formă corupția și sau mita. Orice caz de corupție poate fi transmis printr-o sesizare pe adresa de e-mail myalert@bb.md, care ulterior este preluată și analizată la nivelul băncii. Un aspect important este etica și integritatea angajaților. Orice angajat este obligat să respecte principiile codului de conduită și să evite implicarea în activități care ar crea un risc reputațional băncii. De exemplu, participarea la jocuri de noroc, tombole, loterii este strict interzisă pentru angajații băncii. În acest sens, facem verificări periodice la conturile angajaților. Amenzile și pierderea clienților sunt doar câteva consecințe ale practicilor neconforme. În acest sens, vă recomandăm să vă monitorizați tranzacțiile, să vă protejați datele personale și să fiți vigilenți în identificarea posibilor fraude. Dacă aveți întrebări sau doriți să faceți careva precizări cu referire la subiectul conformității, puteți să vă adresați echipei noastre. Vă mulțumesc pentru atenție! Pe curând!